I do believe I'm on fire. Ok, deci salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Minecraft Survivorului Blue. Sper ca acest microfon să nu pice, că nu îl sparg. Deci după cum puteți vedea, practic, acum am... ce bine este microfonul ăsta. Mi-am schimbat texturile pe cu... what the fuck? Mi-a revenit FPS-ul, ura! Ah, doar a urcat până la 55. Poate mi-are... LOL, ați văzut asta? Ok. Uite, acum începe să stea pe la 50. Dar foarte bine. Nici prea apropiat de gură, că după aia se de mult prea tare pe fundal. Și iese urât. Nu. Nu primim, nu primim cu colindu. Nu primim, nu primim, plecați de aici. Plecați, șu, 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 mamă, ce mă fac, frate, acum? Mamă. Fier, 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 n-am fier la mine. Lol. Mă vă lag. Iar am lag. What the fuck is this? Ok, nu mai am. Ceva, ceva. De sab, mă, fier, trebuie să fac sabitele. Ok. Și acum, hai să zicem cu luăm... Hai să stă creeperul. Hai la mine, fraiere. Hai la mine, hai afară. Ieși, pleacă. Pleacă, lasă-mă, te rog. Te rog, gentleman, lasă-mă. Gentlemanule, ești o persoană oare de încredere sau... Pleacă-mă aici. Pleacă. Ok. Și tu, mă. Hai și tu. Fuck it, n-am să te ții. Haide. Nu. Ok, bun, gata, l-am omorât pe tip. L-am făcut praf. Dar mă întreb oare după ce fac cu sabie de fier. Uite aici niște fier. Dacă... A, da, cineva mi-a spus că nu am mai postat de ceva timp, dar cu video-ul ăla cu încercarea de a posta cu un scop, să încep să vă arăt că nu prea pot mereu să postez și alte chestii de-astea, că este greu. So, yeah. Level 5, level 4, level 6. Oh, fuck. Level... Structure, ok. Păstrăm săbiuță asta deocamdată. O luăm și pe asta cu mine. Păi deocamdată hai să mergem la minat, pentru că avem mult de muncă, știți și voi la ce. La chestia e mare, mare de acolo. Microfonul îl țin într-o parte. Și este ciudat, sincer. Haide, ok. Ce se aude? S-a făcut foarte frică. Ok, da, sper că mi-a revenit FPS-ul. Bun, voi ce mai faceți? Deja este marți. Pleznește, pleznește, pleznește. Pleznește. Perfect. Am vrut să plesnească. Mă întreb oare dacă spaima Arthur... Ok, fier. Fine. Îmi place textura asta, e faină, dar... E dor de faintful. Mă rog, nu spuneți voi în comentarii dacă... fuck. Un idiot. Dacă... Dați așa. Să așezăm și noi puțin microfon. Mi-a căzut microfon. Wow, ce interesant, nu? Ce... Microfonul ăsta mă enervează, sincer. Stai naiba cum ai stat tu. Că eu vreau să fac un video aici. Ok, poate să stea cum vrea, nu mă mai interesează, sincer. Doar să stea și să se audă bine. Ok, gata. Jucăm așa. Jucăm exact cum îl țin, cum se aude. Mie ca firul să nu lovească
chestia aia. Se vede frumos în mine. Ok, bun. A fost o mică problemă care s-a rezolvat. Normal că se rezolvă. FPS-ul... să vă spui că acum nu mai merge. Nu mai merge trebuie cu FPS-ul. Ba da. Da. Merge. Credeam că... E o lavă. Foarte frumos. Eu am venit în mine să minez piatră și eu ce ne fac. Am găsit lapis lazurii. Ce fain. Suntem la stratul... Care-i stratul? Stratul la lumea sau habar n-am, nu știu care-i stratul în Minecraft. Safety. Energie. Am chef de filmat, sunt foarte energic acum. Nu chiar foarte energic, pentru că dacă sunt mult prea energic, nu este bine. Ok, uite mai mult la pislasuri. 81 de abonați, sper să mai crească, nu mai avem mult până la 100. Și o să fie fain, foarte fain. Foarte tare chiar. Ok. Nu. Sus nimic. Ok, bun. Torț, câtă piatră am, aproape 200 stacuri. Și târnăcopul ăsta se duce. Dar asta este, nu-i fac griji. Nu uitați să lăsați un like dacă susțineți seria FAC. Ține seria în continuare și vreți un nou târnăcop. Ok. Să zicem, e mai bine decât cu cât filmam eu înainte cu cât film. Când filmam cu 23 FPS, 1000 de ori mai bine. Chiar. Cam 53 și mai scade, mai urcă, e FPS down. Mă rog, hai. Trebuie de niște de alea, cum ne spune. Slab-uri, nu. Ba da, slab-uri, nu? Niște slab-uri de piatră pe care le fac chiar aici. Mă, dar eu am pus chest-urile astea, dar... n-am pus niciun chest, credeam că am pus un chest aici. Na, asta este. Pac. Bun, așa. Pac. Ok. Să mergem să construim chestia aia mare și frumoasă, cu pace să cam nasol. E diferență dacă bag pe ăsta de aici. E diferență mare de FPS. What the fuck? Da, e diferența de FPS, da, și de chestia asta, deci mai bine păstrăm așa, să vedem mai frumos, vezi? Se vede mai frumos și FPS-ul rămâne la 50. Chiar dacă nu prea avem de câștigat, asta este. Deci spuneți-mi, vreți să rămân la textura asta sau să rămân la faithful? Ha? Îmi spuneți mie, spuneți-mi. Nu o să fac asta. Zici că e shader la pasta. Iar eu mai mulți rami să bag vreo... Am deocamdată băgați 2 cigarami. Am nevoie de mai mulți cigarami băgați în Minecraft pentru un FPS sporit, adică foarte, foarte mare chiar. Trebuie... Da, mi-ar trebui ceva până fac un FPS foarte, foarte mare, dar... Optifine, am încercat să instalez Optifine, dar... Ne-a mai bine bag un gigaram. Placa la video e bună, e foarte bună. Că nu ține numai de placa video, ține și de gigaram. Dar acum am aflat și eu, pentru că dacă știam, nu mai schimbam placa aia video de 256. Și aveam acum, cât FPS am eu acum, 53. Dar mă rog, acum că am schimbat-o, sincer mă simt și mulțumit. Nu mai de jucam Minecraft în câteva FPS-uri. Dar e ok. Să nu spui că, ba da, asta trebuie să fac. Un târnăcop de lemn. Astăzi văd că suntem în era lemnului, era să spun. În era lemnului. Asta este. Bă, bun titlu. Cred că o să-l țin minte.
în era lemnului. Lemnului, da, o să pun și un E. În era lemnului. Minecraft. Mulțumesc de cam tare în videoclipuri, dar asta este numai... Nu mai folosesc căștile, adică microfonul de la căști, și folosesc un microfon care... nu știu cum să zic, nu e microfonul de ăsta gen Blue Yeti de la mare așa gros, știi? Cred că v-am spus. E un microfon de ăsta... să-l dă bănuie subțire rău, dar își face treaba. Să mulțumesc sincer. Dar nu-ți mulțumim de mouse. Vezi ce tare se aude. Dar whatever, asta este. Acum hai să ne vedem de podul nostru. Va fi un pod foarte, foarte mare. Ați observat că oamenii nu mai joacă Minecraft de plăcere? Adică majoritatea joacă Minecraft ca să ajungă foarte buni luptători sau gen la survival games și chestii de-astea. Seriile... nu prea să mai fac serii, cine știe ce de Minecraft. Mie îmi place Minecraft-ul ceva gen noob, știi? Să fie, nu știu, un noob care joacă Minecraft și încearcă să ne învețe pe noi. Mamă, ce multe am eu la tutorialele alea. Erau așa de tari. Ui, ce frumos e. Erau foarte tari tutorialele alea cu Minecraft. Cum să, nu știu, să faci nu știu ce și să bla bla bla, na, whatever. S-au dus vremurile alea. Când erai noob și ți se părea liftul cu apă cel mai tare și nu se auzea, nimeni nu știa să facă invenții cu redstone, știi, ceva de genul lift sau de-asta, mă, cum se spune, tun sau ușa automată, mai multe chestii, acum toată, pac, în 2 minute l-am făcut, acum e cu comand blocuri și alte chestii. Nu zic că nu e rău să fie și un comment block, dar... Cred să nu, acum s-a băgat ceva de gen degeaba. Se mai folosește cam puțin. Adică resursele de redstone sunt o grămadă. Au rămas o grămadă înainte. Eram înnebuniți când găseam redstone, mai ales eu cu Rare și un coleg de clasă. Băi, eram niște nubi. Eram praf, mă, bă, când... 2010, nu, 2011 pe acolo, eram pe atâtă praf la Minecraft amândoi, bine, el mai știa pe acolo, dar eu eram praf. Eram pe mc.mcromania.com, ceva de genul ăsta, nu, .ro, pardon, și casele erau pe plot, știți, era pe parcelă. Și m-a lăsat colegul ăsta Rareș să stau pe parcela lui și mi-a arătat câteva craftinguri. Când mă duceam pe la el sau chestia asta, mai spunea la școală. Și... ghiciți, când am aflat cum se crafta sabia, păi eram ceva de genul, wow, știu să fac cu sabie, mama, acum o sunt cel mai OP, cel mai șmecher, cel mai... atunci dacă aveai o sabie la tine, erai șmecher chiar. Mai ales dacă aveai una de ce era fier, erai prea badass. Sau una de diamant, mamă, că-i cred, îngenuncheau oamenii în fața ta doar când te vedeau. Dar acum, dacă ai sabie de diamant și nu încantată, ești nimic, sincer. Dar asta este era Minecraft-ului. Era, mamă, când am jucat, eu mai jucam Minecraft, dar foarte de mult, sincer. Era undeva prin beta, știu, sau alfa, nu mai știu cât era. Știam de mult de Minecraft, dar prima dată nu mi-a plăcut, știți? Eram ceva de ce nu era ce asta, joc cu cobori. Nu știu, copil de cuburi sau ceva de ce nu stai. Și... tot așa, eram noob, construiam chestii. Îmi plăcea cât de cât. Am făcut 2 crafting table, fac. Zici. Sau nu, mă pun în mine. Construiam acolo, dar după aia am zis, aia nu-mi place, mă duc să joc un Gata Force sau un Delta Force. Îmi plăcea mult Delta Force pe atunci, sau un Counter-Strike 1.6 și 1.5 era. Wow, un Counter-Strike 1.5. Foarte puțin lumea a auzit el. Dar whatever. Wow. Bun, whatever, mai era și ăsta.
tot pe calculator, mă, cum îi spuneam. Era jucată mulți, mă. Ce fac cu mașini? NFS, mă. Pe lângă Counter-Strike era jucat, frate, NFS. Sau GTA era, când era pe vremea lui Vice City, era, mă, nebuniți toți după Vice City. Zici că jucam cel mai mare open world, world, așa, ok, world, nu știu ce am. Cel mai mare open world din lume. Când de unde, GTA Vice City are orașe micuțe, nu le are. Vai, cine știe cât de mari. Le are, cât de cât, sincer. Da, te distrai, frate. Te distrai în el, luai mașini și intrai în toți. Misiuni, cine făcea misiuni? Nu, ei, direct, luai o mașină, cituri de arme și de elicoptere, rachete și glanțe infinite. De fapt, nu era glanțe, sau nu mai țin minte. Dar știu că era de elicoptere. Și băgai, frate, băgai clonțe și trăgeai, explodai la mașini, fugeai cu ele, încercai să vezi dacă poți să noți și ghișce, nu puteai, de ce, nu știu. Am avut eu un ăsta, un Vice City cracat, care aveam niște moduri în el și puteai să... să noți, să faci parkour, ce nu puteai să faci, sincer. Făceai o grămadă în ăla, prosteai, mulțumesc lui Alex când l-a instalat, pentru că, da. Nu știam să instalez pe atunci, mă mână cu ureche. Nu știam să instalez pe atunci când a fost acum 2 ani. Da. La fel, mamă, și apoi când a apărut Minecraft și mi-a arătat mie rare și ce să mai fac pe acolo, care-i treaba cu Minecraft-ul ăsta și dacă are o misiune de îndeplinit, adică după ce bați Wither-ul trebuie să bați dragonul. Mi se pare mai greu de bătut Wither-ul decât dragonul. Dar mă rog, mamă, când am văzut acolo, wow, casă în copac. Prima dată am fost la el și mi-a arătat cum se face o casă în copac. Și mi-a arătat pe acolo, am intrat într-un copac, aș tăiat câteva frunze, eram pe creativ, că eram nupi pe atunci, nu știam să jucăm pe survival și what the fuck? Nu știam să jucăm pe survival și alte chestii, și cam pe creativ, da. Știți cum eram nubii pe atunci, mai creativ toată ziua. Și a avut de la acolo casă, nu știu, era atât de simplă, dar atât de șmecheră. Wow, era, zicea, mamă, seamănă cu casa lui Finn și Jake din Adventure Time, dar de unde? Era decât o casă, că e 60 de frame-uri. Nu era cine știe ce, dar mergea, știți? Și apoi mi-a arătat iadul, adică nedul, și îi spunea, hai mergem în iad, mergem sau, nu, mai întâi spuneam Marte, ci că Marte, știți, da, na, eram nubi, îi spuneam Marte, dar era Nether, mă, și apoi la a doua oară i-am spus iad și alte chestii de-astea, eram nubi, nu știam, nu vă luați de noi acum. Ne distram, știi, nu știam, dar ne distram. Sau când făceam o construcție de-aia imensă, uite așa, în sus, mai din dirt, frate, dirt, și ce mai găseam? Gravel, nisip, sau lemn, bă, mamă, când am învățat să prelucrez lemnul, eram așa de bucuros că într-o zi l-a sunat apărare și să jucăm niște Minecraft, a zis că nu poate, deocamdată, și am zis eu, bine, bă, hai, intru eu, bla, 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 alea, alea, deci vorbeam la telefon, nu aveam Skype. De fapt aveam, dar nu îl foloseam absolut deloc. Noi și nu l-aveam instalat în calculator. Și... ce vreau să zic? Și voiam să fac o casă. Dar aveam și exces de FPS, pentru că atunci foloseam calculatorul lui verișoara mea. Cu placa video de 256, eu am prins un... Nu știu, a fost ciudat, am avut un speed tărat, știi? Vă știți cum dădeam cu târnăcopul? Mai repede decât de el acum. Gătea foarte repede, mă mișcam cu viteză mare, cred că aveam 1200 FPS, dar eu nu știam ce să mă uit. Peste acolo lângă 1.75, cred că era 1000 și ceva FPS, nu mai țin minte, dar mă mișcam, aveam o viteză imensă. Mă duceam, zici că avem hack, dar nu avem hack. Dacă știam și ce era FPS-ul atunci, puteam să văd mai clar ce FPS era, sau nu știu, poate era 800 și... Dar mă rog, era un boost de la mare. Și puteam un copac și mie nu-mi plăcea apa atunci, mie îmi plăcea să joc așa în
în 40 de frame-uri. Și iau eu, eram într-o junglă, nehapar n-aveam nicio comandă, nici set, home, nici spawn, nimic, frate. Decât aia, spawn și tăpa, atât, și shop, barb shop. Și apoi m-am dus la spawn, erau niște sign-uri de alea, știți, spre ieșire, știți, de astea. Și mai era un buton, frate, un sponge, care era un buton pe el și cred că și atunci era comment block, se știa cu el. Și atunci apăsai și te teleportare. Nu ca acum te teleportează în același loc, asta e urât. Mai bine, frate, random. Nu știi niciodată unde o să te ducă. Era vremuri. Așa, și eu nu știam să craftez topoare, dacă sabie. Luam sabia, tăiam la copaci de mă spărceam și m-am spus să aveam excesul la mare de FPS, dar nici eu nu știam ce FPS aveam. Dădeam ceva de genul trrrr, gata copacul, trrrr, încă un copac, gata, spărgeam foarte repede. Mai repede ca un topor de diamante și înșantat cu, nu știu, eficiență 2, ceva de genul. Da, mă mișcam, frate. Nu ezitam deloc. Și apoi am construit o casă, era un cub, știi, cub de 3, cum se spune, 3 metri, trebuie să zicem, da, dar era de 3 etaje, eu așa spune, 3 metri. Și era numai din lemn, atâta tot, lemn și atât. Eu și ghiciți ce lemn, neprelucat, wow, 3 etaje, dar era, nu știam cât era, 4 pe 4, 6 pe 6, nu știu, mie mi se părea mult pe atunci. Și construiam, am făcut pe acolo și cu o fântână. Nu era fântână, am făcut, era în junglă, era o junglă de aia pe insulă, știți? Și era apa acolo și uite așa, am pus niște cuburi acolo, în mirele, uite ce fântână. Și mai eram într-o zi, pe serverul ăla, tot atunci nu era Rareș. Era un, mi-a dat, i-am spus salut, știți cum sunt nobii prieteni și cei mai prietenoși sunt nobii și cei mai creativi. Mi-a dat unul tăpam și îmi trebuie, stai, cum se dădea tăpam? M-a întrebat, ești nob, nu știam ce înseamnă, ok, până la urmă mi-a dat tăpam. Bla bla bla, mi-a dat acolo niște lemne și un diamant. Eu, ce mi-a dat, bă, diamantul ăsta? Eu vreau lemn, îi zic eu. Și mi-a trimis chestii de genul ăsta cu underline și încă unul mare, știți, ceva de genul ăsta, adică what the fuck, nu facepalm, poker face, na, ceva de genul, zic că ăsta e tot diamant, deși nici nu le folosește, dar na, mă rog, doamne, aruncam diamantele, primeam un diamant la spawn, gata, pac, aruncam cu diamante peste tot, eram cel mai mare lucru. Atunci, dar acum nu mai sunt. Totul s-a schimbat. Și s-a sfârșit. La fel și cu videoul de ziua, de ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să ezitați să apăsați butonul de like pentru că mă motivează și mă motivează să fac episoade mai departe. Și da, ne mai auzit să-mi spuneți în textură, să păstrez textura asta 3D craft sau cum se spune, sau să rămân pe Facebook. Salut!